Ieri a avut loc balul bobocilor de la Topoloveni, eveniment organizat cu ajutorul filialei PDL Argeș. La eveniment au luat parte și importanți membri ai partidului, precum senatorul Mircea Andrei sau Gabi Vasilescu. Elevii liceului le-au făcut și o surpriză drept recunoștință pentru sprijinul acordat, și anume torturi decorate cu fața acestora. O surpriză pentru dumneavoastră, stimați domni! Cu mulțumiri din partea organizatorilor pentru buna desfășurare acestui concurs, pentru aportul pe care l-ați acordat în această seară, pentru premiile în bani oferite și pentru întreaga sponsorizare, aveți o surpriză din partea noastră, câte un tort pentru fiecare cu poza dumneavoastră. Domnul senator, ia uite așa aveți aici. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut în această seară, pentru acești tineri. Senatorul a ținut să precizeze că asemenea evenimente vor mai fi organizate și că acesta este doar un început. Bună seara și cred că dacă cineva trebuie să mulțumesc, eu trebuie să mulțumesc dumneavoastră că am fost astăzi seara împreună, că sunt foarte frumoși și cred că o să mai organizăm. O frumos să mă dăm o dată pe lume că cel mai frumos este alături de tine. Mulțumesc încă o dată! Spre sfârșit, câștigătorii au fost răsplătiți, premiile acestora constând în ursuleți de pluș, flori și o sumă de bani oferită cu sprijinul lui Mircea Andrei. Este Miss Bobon Gheorghe Hanache 2011! Premiile oferite la domnul senator Mircea Andrei și domnul Nații Zodanu, Miss Bobon 2011! Marele premiu, 7 milioane de lei din partea domnului Mircea Andrei!